Bine ați venit, doamnelor și domnilor, la o nouă ediție a emisiunii Arena Sportivă. Alături de mine în această seară în studioul Sălăjanul TV, Valeria Motogna, una dintre cele mai mari jucătoare pe care le-a dat handbalul feminin românesc și cea care în 2008, la Jocurile Olimpice de la Beijing, a fost portdrapelul echipei naționale. Vali, bună seara și bine ai revenit în studio. Bună seara și mulțumesc de invitație. Vali, o decizie luată de tine în urmă cu puțin timp, o decizie care a stârnit, să spun așa, o grămadă de discuții la nivel local. După o carieră impresionantă, ai decis să te desparți de Clubul Sportiv Școlar. După un an de antrenorat, un an cu bune, cu rele, ce a stat la baza luării acestei decizii? La baza deciziei luate a stat mai multe probleme care sunt, pe care doresc să mi le păstrez pentru mine, să zic așa. Am întâmpinat foarte multe probleme de cadru organizatoric, să zic, probleme legate de copii, probleme materiale, probleme financiare. Sunt foarte multe. Eu am intrat într-un sistem care eu m-am gândit că este altfel. M-am așteptat să fie cu totul și cu totul altfel. Din păcate, am rămas foarte dezamăgită după acest an. Am fost într-un an în competiție cu juniorele 3, în zona jucat cu echipe din Baia Mare, Sein și Cluj. Am avut un număr de 12 meciuri. Am rămas foarte dezamăgită de nivelul la care era echipa pe care am preluat-o eu. Celelalte echipe erau la un nivel mult mai ridicat decât noi. Erau jucătoare foarte bine antrenate și echipe mult mai mult bine construite decât noi. Se vedeau că sunt echipe cu care s-a lucrat, echipe cu care au fost în cantonament de mici. De exemplu, numai Seiniu, care este o comună din județul Maramureș, avea echipa construită de 7 ani de zile, în care în 5 ani consecutiv a fost în cantonament cu ele. Cantonament la mare, turnee de pregătire în Ungaria, care este foarte aproape, multe meciuri în picioare. Ceea ce echipa la care eu am fost antrenoare nu a beneficiat. Acest lucru s-a văzut. Și de aici au fost și scorurile care au fost la meciuri. Adică să pierzi la 10-12 goluri este foarte greu și rușinos. Unde ar fi în acest caz problema? Pentru că spuneai adineaur de probleme organizatorice, sunt convins că există o problemă și la nivel de materiale sportive, la nivel de echipament. Știu că am vorbit cu domnul director Faur Dorian, chiar și la volei se pune o astfel de problemă, nici măcar echipamentul sau un echipament mai nou, să spun așa, nu există. Practic, juniorii care evoluează în ziua de azi joacă cu echipamentul care evolua generația din urmă cu 10 ani. Același lucru este și la noi. Nu sunt echipamente, nu sunt materiale cu care să ne desfășurăm activitatea. Nu poți să rămâi tot pe handbalul din urmă. Noi mergem la cursuri și ne perfecționăm, ni se predau anumite antrenamente pe care ai putea să le faci. Din păcate, nu avem materiale cu care să facem acele antrenamente. Normal că te lovești, pentru că la nivel de juniore se construiește și fiecare cărămidă și fiecare etapă este foarte, foarte importantă. Dacă se sar anumite etape, nu mai poți să le construiești. Nu mai cum să te întorci înapoi să le construiești din nou. Da? Cum a fost și la nivel de juniore 3. Au fost 3-4 ani foarte importanți pentru ele, peste care ele au sărit, n-au făcut antrenamente, n-au făcut pregătire, n-au făcut cantonamente și s-a simțit. Eram ca și o echipă de amatori care se întâlneam cu o echipă de profesioniști. Ceea ce exact așa și a fost. Nu puteai să mergi cu 3-4 antrenamente pe săptămână și să joci cu o echipă care face în fiecare zi antrenament, câte 2 ore, care are anumite programe stabilite dinainte, au materiale cu care să lucreze și au toate astea. Să înțeleg că grupa de juniore 3 cu care ai lucrat tu ar fi trebuit să aibă deja, să spun așa, o ușoară inițiere în handbal în momentul în care le-ai preluat? Da, trebuia să aibă și trebuia să aibă o pregătire fizică specifică mult mai bună decât cea la nivelul la care au fost. Eu sunt începătoare în acest domeniu, da, dar am citit foarte mult. Iar când am văzut echipa, eram departe de ceea ce trebuia să fie. Bun, Vali, aș vrea să te întreb totuși ce stă la baza acestor insuccese, pentru că
Selecția este totuși destul de mare. Vorbim aici de un număr destul de mare de copii care vin în momentul în care se face o selecție. Sigur, nu putem vorbi de același număr care a fost în urmă cu 10 ani, să spun, sau chiar cu 5 ani. Ei, încet, încet, odată cu trecerea anilor, evoluând, practic, de la junioare 3, junioare 2, junioare 1, la nivel de senioare ajung foarte puține elemente. Da. Ce se întâmplă pe parcurs? Unde se pierd? Nu știu, sunt mulți factori care determină pierderea acestor jucătoare. Cum ai spus, area de selecție e destul de mare la nivel mic. Da? Pe parcurs, nu știu, sunt factorii care am zis, uneori școala, dezinteresul părinților. Îmi pare rău să spun asta și dacă supăr îmi cer scuze, dar este un interes foarte mare al părinților. Dacă părinții nu se implică în activitatea copilului, el nu are cum să aibă continuitate. Dacă vede un părinte care este nepăsător, dacă mergi la handbal, bine, dacă nu, nu, e total indiferent. Tot aici nu este organizare din partea mea, cred eu, din partea familiilor. Da, uite, ăsta este programul, așa, trebuie să mergi, trebuie să faci aia, trebuie să faci aia. Un copil trebuie de mic educat. Și în spiritul ăsta, nu numai că îl duci la școală, faptul că învață la școală și așa, și programul de după școală trebuie pregătit, trebuie educat, copilul trebuie să mergi să faci asta, trebuie să faci mișcare. Este mult mai ușor să-l punem în fața televizorului, să-i dăm telecomanda în mână sau să-i punem un laptop în mână, să lăsăm să se joace, că face liniște. Au fost totuși o serie de părinți, adică un număr destul de mare, o grămadă de părinți care și-au adus copiii, fetele, vorbim aici de handbal feminin, la clubul sportiv școlar. Spuneai de implicare din partea lor. Mai exact la ce te referi când spui acest lucru? Mai exact mă refer la prezența lor la antrenamente. Da, este un număr foarte mare, dar prezența este mică. Uneori vin 10 la antrenament, 12. Când vin celelalte 10 cu care le cat în primul antrenament, nu vin la următorul antrenament, decât altele. Vin tot pe rând. Niciodată nu aveam grupul compact la un antrenament cu care să poți să pregătești, să poți să mergi să evoluezi mai departe. Sunt elemente pe care le făceai la un antrenament, trebuia să mă întorc înapoi, să le repet, pentru că cele care au fost lipsă nu știau despre ce este vorba. Și așa era o muncă bătut pe loc. Pur și simplu simțeam că nu evoluăm deloc, stăm pur și simplu pe loc din cauza asta. Bun, dar se întâmplă și astfel de momente neplăcute, le-aș putea spune, sau de chestii care nu ar trebui să aibă loc în sport sau cel puțin unde se dorește sport de performanță. Se întâmplă și la alte cluburi școlare din țară? Din câte am vorbit și știu, părinții au semnat niște contracte prin care au anumite obligații legate de copilul care merge să evolueze. Prin acele obligații era prezent. Cu ceilalți antrenori ce am vorbit, nu li se întâmplă foarte des să lipsească sau dacă lipseau, lipseau motivat. Nici de cum anumite scuze pe care le-am întâlnit eu, o pedepsit-o pe una dintre fete, nu s-a dat la antrenament pentru că o dată o notă mică la o materie. La o materie. Pedeapsa a fost, nu te las la antrenament. Se înțeleg că e o problemă de mentalitate, înseamnă că. Da. Adică, practic, când dai vina pe învățătură ca să nu facă copilul sport, înseamnă că există o problemă la nivel de familie. Da, este. Și din păcate sunt din ce în ce mai multe familii de acest gen. Din păcate, trebuie să o spun. Și cred că ar trebui, din punctul meu de vedere, dacă ne gândim spre viitor, o construcție de jos. Începând cu copiii de la grădiniță. Trebuie să educăm în stilul acesta și în acest fel vom educa și părinții. Trebuie să-i obișnuim, trebuie să vină la antrenament ca și cum merge la școală, nu antrenament neapărat, trebuie să-i obișnuim să facă mișcare, ca și cum merge la școală, ca și cum mănâncă, ca și cum bea apă, ca și cum face orice. Asta dacă nu dorim să ajungem un popor de obezi și să avem niște copii. Și așa numărul este destul de mare, destul și, de mare și în creștere. Da. Da. Este o problemă și bazele sportive, bazele materiale, Vali? Foarte mare problemă. Foarte mare problemă. Eu acum încerc să îmi fac un club particular să-l fac așa cum gândesc eu. Pe structura ceea ce gândesc eu, care merge bine în sport. Îmi este foarte greu să găsesc, să închiriez sală ca să-mi desfășor activitatea. Ne-ai dat totuși o știre în exclusivitate, văd că în această emisiune. Cum de te-ai gândit, după un an petrecut la un club care aparține de Ministerul Tineretului și Sportului, să faci o școală privată?
tocmai am spus că nu, sunt probleme organizatorice în club de care m-am lovit și m-am împiedicat în ceea ce am încercat să fac. Și atunci, cred că, nu știu, știu că mă înham la o muncă titanică și o muncă foarte grea. Și poate unii mă cred naivă în ceea ce vreau eu să fac. Sunt risc și sunt dispusă să fac această muncă titanică dacă în viitorul, să zic, 7-8 ani, ceea ce gândesc eu și ceea ce am gândit în legătură cu această școală se va pune pe picioare. Va fi, să zic așa, pentru tine un, nu știu, o problemă faptul că mai există în Zalău o școală privată și mai există acest club sportiv școlar? Practic, va fi o ușoară concurență. Nu, din punctul meu de vedere nu va fi nicio problemă. Sunt foarte mulți copii dispuși să facă sport. Atâta trebuie doar să-i mai convingem pe părinții lor să-i lase să facă sport și până la urmă cine va fi cel mai bun să câștige. Pe mine chiar nu mă deranjează concurența și am zis, sunt dispusă să fac la munca titanică care urmează să... Vali, citeam azi un editorial destul de bun, după părerea mea, în care se vorbea despre antrenorii, mai bine spus despre pregătirea antrenorilor din România. Spunea în acel editorial, cu mici excepții, majoritatea antrenorilor din România suferă la nivel de pregătire și din această cauză nu avem nici acele elemente cu care să ne mândrim ca în anii anteriori. Din punctul tău de vedere, există o problemă la acest capitol? Sunt antrenori, nu neapărat învechiți, pentru că n-aș vrea să jignesc pe nimeni, dar sunt antrenori care ar trebui să mai aibă ceva acolo în plus pentru a, știu eu, pentru a ajunge la performanțe. Pentru că cândva România s-a întors, chiar domnul Tatiș s-a întors în 2005 cu argintul de la Mondiale din Rusia, să mai obținem. Sigur, anul trecut am luat bronzul. Din când în când mai obținem acolo medalii, suntem pe podium. Anul trecut am luat bronzul, dar nu cu antrenor român. Da. Legat de antrenori, Federația în ultimul timp duce o campanie de perfecționare a antrenorilor. În fiecare an este câte un curs, nu, sunt două cursuri, unul pentru seniori, unul pentru antrenorii de seniori, unul pentru antrenorii de juniori, în care se încearcă perfecționarea antrenorilor români. Acum depinde de fiecare. Din punctul meu de vedere, antrenorul care nu a fost pe teren este destul de dificil să simtă terenul. Un antrenor care a venit de pe băncile, n-am absolut nimic cu ei, un antrenor care a venit de pe băncile facultății, zic, are nevoie de mai mult timp ca să înțeleagă și să simtă o jucătoare în teren decât un antrenor care, un antrenor fost jucător, care mult mai repede se pliază pe jucători, mult mai repede simte pulsul terenului, simte pulsul jucătoarelor sau a jucătorilor în cazul antrenorilor de masculin. Și aici cred că este o discrepanță, plus între antrenorii care se automulțumesc, să zic, cu ceea ce știu și cred că nu mai au nevoie de absolut nimic ca să evolueze. Lumea evoluează, vrem, nu vrem. Viața te duce spre asta. Tot timpul avem ceva de învățat. Era o vorbă că învățăm toată viața și murim proști. Cam, cred că este valabilă. Tot timpul trebuie să ne perfecționăm, tot timpul trebuie să... Ca și medicii sau ca orice, apare o tehnică, o tactică nouă. Trebuie tot timpul să învățăm, să evoluăm, să învățăm de la alții, să ne credem super deștepți, să ne uităm și la alții, să furăm. Această meserie, din punctul meu de vedere, se fură. Să înțeleg că aici ar fi o problemă, spune, de bronzul obținut anul trecut cu antrenor străin. Ar trebui, practic, să spun așa, o, nu știu, adopție sau o invazie și din punct de vedere a antrenorilor, pentru că jucătorii, văd că în ultimii ani au venit foarte mulți. Au venit foarte mulți, văd că mai nou vin și antrenori foarte mulți, cum a fost cazul CSM-ului anul trecut, da, Baia Mare, cum a fost perindați unii antrenori străini. Din punctul meu de vedere, cred că nu li se acordă credit antrenorilor români. Nu, avem, nu oferim aceleași facilități antrenorilor români cum le oferim celor străini. Nici, începând de la încredere și parte materială.
este sau ar putea fi și o problemă de comunicare în cazul în care s-ar aduce antrenor străin, pentru că cineva spunea că degeaba aduce antrenor străin valoros dacă nu știe să comunice sau dacă nu este fetele, nu sunt pe înțelesul lui la time-out-uri, rezultatele n-au cum să apară. Da, normal. Da, într-o echipă, dacă ai 5 jucători care nu vorbesc engleză, în ce limbă comunică? E foarte greu. Română nu este o limbă ușoară de învățat pentru oricine. M-aș mira un antrenor să vină să învețe în 3 luni de zile limba română, de exemplu, cum spunea antrenorul echipei masculine, cum să învețe limba română. Îi doresc să învețe asta, m-aș mira, în așa fel încât să poată să comunice exact ceea ce își dorește pe înțelesul jucătorilor. În momentul în care ai 5 jucătoare care nu vorbesc limba engleză, dacă îi spune la traducător, da? El până transmite un time-out are un minut. Eu zic că ar trebui să ne canalizăm mult mai mult energiile și să acordăm credit antrenorilor români. Pentru că sunt foarte buni, suntem foarte bine pregătiți în toate punctele de vedere, doar cu încrederea, zic eu, că ducem lipsa. Bun, dar de ce crezi totuși că ia această măsură sau ia aceste decizii federația? Adică dă credibilitate sau dă credibilitate până la urmă antrenorilor străini. Vorbim și de echipa națională. S-a încercat, nu doar cu Gheorghe Tadic, s-a încercat și cu alți antrenori români. Repet, au fost rezultate și pe vremea lor, au fost rezultate și pe vremea celor străini. Totuși, parcă, cum spuneai tu, cei străini sunt mai bine văzuți de conducerea federației. Da. Cred că se dorește rezultate imediate. Și de aici, decât să aștept un antrenor român să-i dau prioritate 4 ani de zile în care să-și formeze o echipă, să-și formeze un grup, să formeze vestiarul echipei, mai bine vine unul străin care, nu știu, cred că și la jucătoare are un anumit efect asupra jucătoarelor, că este antrenor străin. Și atunci, pentru rezultate imediate, normal, că investim mai mult material din punct de vedere financiar și avem acum un rezultat și aia vedem ce se întâmplă. Cred că acesta este. Bun, Vali, dar vorbim de rezultate imediate. Exact cazul CSM-ului. CSM București, campioana Europei. Sigur, un rezultat cu care e clar, se mândrește toată țara. Mergând, să spun așa, mai în față sau chiar să o luăm de la zero, baza, piramida, cum spuneai tu la începutul emisiunii, nu mai există. Se pierde automat. Adică am ajuns să aducem jucătoare număr nelimitat, pot să spun, de jucătoare străine, aducem străini, număr tot mai mare de antrenori străini. În cazul acesta, practic, unde este identitatea handbalului din România? Exact. Dacă ne uităm la echipa CSM-ului care a câștigat, câte românci au fost? Păi îți spun eu câte a dat la Olimpiadă, 3, dacă nu greșesc. Acum la Jocurile Olimpice, da, de la, exact, Rio. Au fost 3. 3 jucătoare. Dintre care 2 de 36 de ani. Da, spre finalul carierei. Spre finalul carierei, da? Și atunci... Bun, și în cazul acesta, atunci ce ar trebui făcut? Pentru că cred că e nevoie de o revoluție, să spun așa, în ghilimele, exact, în handbal. Exact. Trebuie o revoluție făcută în handbal și nu știu cine va avea tupeul, ca să zic așa, să o înceapă. Este clar că trebuie schimbat și trebuie schimbat tot. Tot, din punctul meu de vedere. Legat de, dacă vrei, de la cluburile sportive, legat de liceele sportive, da? Și urcând mai departe, la cluburile profesioniste, de la divizia A, ligă. Și nu știu cine va avea tupeul, ca să zic, să înceapă această revoluție. Nu știu, ce așteptăm? Așteptăm să se întâmple ceva ca să reacționăm și noi? Nu, toată lumea tace pentru că este mulțumită, CSM-ul a câștigat ligă. Normal că este din România, este în ghilimele, că au fost 3 români cei care au jucat, da? România merge calificată la Jocurile Olimpice, tot așa făcută structura pe niște jucătoare care evoluează în străinătate. Am văzut recent Jocurile și Cupa din Norvegia, dar fără Cristina Neagu în echipă, arătăm ca o echipă de pluton. Ca și o echipă de pluton, în care Norvegia ne-a dat 11 goluri, iar Franța a început meciul cu 10-0. Dar dacă nu greșesc, Vali, această infuzie, cel puțin de antrenori,
A fost parcă după venirea președintelui Alexandru Udedu. Pe vremea domnului Cristian Gațu, lucrurile cât de cât stăteau pe o balanță mai bine pusă la punct, din acest punct de vedere. Da. Adică jucătoarele românce, să spun așa, după cum e proverbul, dă-i cezarului ce ar cezarului, aveau acea credibilitate din partea antrenorilor, li se acorda importanța cuvenită, la fel și antrenorilor. Sigur, sunt o serie de antrenori care sunt spre finalul carierei, printre care și domnul Tadici. Dar totuși, cred că cu acești antrenori, cu Gheorghe Tadici, cu Mariana Târcă și alții pe care aș putea enumera, handbalul românesc a progresat și a adus rezultate. Da, așa este. De când a venit, de când s-a schimbat conducerea federației, s-a schimbat cam tot. Adică și ceea ce mergea bine s-a schimbat de dragul de a fi schimbat. Este o părere personală ceea ce spun acum. Cred că s-a schimbat de dragul de a fi schimbat, numai să nu fie cum a fost pe vremea lui Gațu. Înțeleg ideile noi, înțeleg dorința de schimbare, dar nu zdruncina din rădăcini ceea ce a fost bun. Ceea ce s-a clădit. S-a clădit în ani de zile. Nu s-a clădit așa repede. Nu, asta a fost o construcție zidită în ani de zile. În ani de zile și construită sănătos. Am schimbat-o doar de dragul de a fi schimbată. Din punctul meu de vedere, mă repet, este părere personală. Până la urmă, cum spuneai tu, e o muncă titanică să încep cu copiii, practic să faci acea inițiere la nivel de mini-handbal, pentru că există și mini-handbal, junioare 3 și să mergem mai departe spre echipele de senioare. Da. Iar în acest fel, dacă noi nu mai investim în baze, în baza, să spun așa, în pepiniera juvenilă, este clar că vom ajunge peste câțiva ani, nu peste mult timp, în orice caz, să fim o țară anonimă în handbal, cred că. Adică, dintr-o țară care a adus bronzul în 2015 de la un campionat mondial, vom ajunge probabil să fim cel puțin în lumea a doua, să fim aruncați, dacă nu mai jos. Și așa cum ai zis, dacă nu o să începem să investim la nivel de copii, să avem o bază, nu 40, trebuie să ai 60-100 de copii. Din 100 de copii, în cel mai fericit caz, să ajungă 10, să facă în altă performanță. Cel mai fericit caz, 10% să ajungă. Nu mai sunt copiii dispuși să facă sacrificiile care le făceam noi. Nu mai sunt dispuși la muncă. Trebuie să găsești alte metode prin care să-i antrenezi, prin care să-i alergi, prin care să-i faci să le placă, să-ți joace. După ce ai băgat în sânge acest element, poți să te joci cu copilul să faci ce vrei tu. Dar până ajungi la momentul ăsta, este foarte greu. Și de-aia am zis că trebuie început mult mai de jos. Telefonul, laptopul, revin. Îmi pare rău, dar ăsta este adevărul. Telefonul și laptopul de foarte mici pun mâna pe ele. Și este mult mai ușor să fac un joc pe calculator sau pe telefon decât să mă duc la un antrenament. În programul unui zilnic a unui copil, nu cred că este foarte mult să-i repești o oră jumate, dar cât vine până la sală și îl duci înapoi acasă. Bun, până la urmă, dacă o face din plăcere, e un mod de relaxare. Nu, da, cred că este ceva forțat. Exact, ceva forțat. Dar trebuie impus, indus, nu impus, indus, de mic. Știam din cultura țărilor nordice, Suedia, Norvegia, Danemarca, părinții cu copiii de mici ies la alergare. De când încep să meargă în picioare și stau mai travă, așa, iau și merg în parcuri și alergă. Ei au cultura mișcării. De aici este foarte, foarte ușor cu ei să iei, să-i duci într-o sală, să-i îndrepti spre un anumit sport, nu neapărat handbal, dar spre orice sport. Să facă mișcare. Mișcarea este esențială. Vali, luăm o scurtă pauză de publicitate și ne întoarcem. We'll be right back.
Am revenit în studioul Sălăjeanul TV la emisiunea Arena Sportivă, alături de mine Valeria Motogna, una dintre cele mai de valoare jucătoare pe care le-a avut handbalul feminin românesc. Vali, discutam la începutul primei părți de plecarea ta, practic după un an de la Clubul Sportiv Școlar Zalău. Mă gândesc că este o pierdere foarte mare pentru ei, din punct de vedere al valorii pe care ți-ai creat-o tu în fastoasa, să spun așa, sau faimoasa carieră. Chiar într-o discuție telefonică pe care am purtat-o cu directorul Dorian Faur, spunea că îi pare nespus de rău pentru că ai fost una dintre cele mai valoroase handbaliste din România, iar acest lucru i-ar fi influențat, să spun așa, sau le-ar fi dat un impuls jucătoarelor, sau cel puțin, da, vorbesc de copile, dar și părinților. Da, din păcate, atâta ne-a fost drumul împreună, ca să zic așa. A fost decizia mea, domnul Faur a respectat-o și mulțumesc pentru asta. Vreau să le mulțumesc și colegilor mei pentru colaborarea care am avut-o anul care a trecut. Asta este viața, fiecare își urmează cursul și drumul. Într-o ediție anterioară în care a fost invitat chiar domnul Faur Dorian, spunea că și-ar dori, sau este unul dintre obiectivele lui pe termen mediu, chiar pe termen lung probabil, să înființeze un complex sau să construiască un complex sportiv care să cuprindă o microcantină, un mini-hotel, aș putea spune, sau cel puțin să dispună de câteva camere în cazul în care se găsesc talente. Și știm cu toții că, practic, o grămadă de sportivi cu care România s-a mândrit și se mândrește în continuare provin de la, din mediul rural. Crezi că ar fi, să spun așa, o variantă bună sau nu putem vorbi, sau putem vorbi de o realitate, nu este doar un vis din partea lui, pentru că știm cu toții condițiile în care se lucrează la Clubul Sportiv Școlar și în alte părți, nu doar la Zalău. Din punctul meu de vedere, cred că este un vis. Este foarte greu realizabil. Mă bucur că își dorește asta și probabil că are anumite surse, mai mult sau mai puțin viabile, prin care a făcut această declarație. Dar din punctul meu de vedere este un vis și este foarte greu realizabil. În primul rând, nu știu unde s-ar putea realiza chestia aceasta, da? Cine ar susține financiar, de unde ar veni partea financiară. Vorbim aici de foarte mulți bani. De foarte, foarte mulți bani. Vali, văd în fața ta acest certificat de înregistrare și spuneai de o școală privată. Este un proiect pe care l-am putea vedea pus în practică până la finalul acestui an? Eu așa îmi doresc. Sper să ajung până la finalul acestui an să-l pun în practică. La început știu că va fi mai greu, așa cum ți-am mai zis. Ne vom mișca mai greu. Copiii vor fi părinții, copiii vor fi mai reticenți, mai reținuți. Este concurență CSS-ul, este concurență cealaltă școală, dar eu cu Dumnezeu înainte voi merge. Ce se va întâmpla, se va întâmpla. Nu poate fi sau n-ar fi pentru ei un impediment faptul că venind la o școală privată automat plătesc și o taxă care știm cu toții că este o taxă oficială, o taxă care nu este, să spun așa, de ascuns. Nu este de ascuns, va fi o taxă. Dar eu cred că prin această taxă părinții se vor implica mai mult. În momentul în care dă ban, are interes copilul să fie prezent la antrenament și are interes copilul să realizeze ceva prin ceea ce face. N-am putea vorbi în acest fel, Vali, de o pierdere, aș putea spune puțin exagerat termenul, o pierdere a identității cluburilor sportive școlare în detrimentul școlilor private? Mai mult ca sigur. Și mai mult ca sigur în viitorul apropiat, acest lucru se va întâmpla. Multe cluburi sportive din școală, din țară, își vor pierde în detrimentul școlilor sportive. Dacă ne uităm la Baia Mare, sunt, cred că, 6 astfel de școli în care cluburile sportive au cam pierdut bătălia cu ele sau s-au unit cluburile sportive cu școlile private. A fost cazul în care s-au unit. Citeam zilele trecute că începând din această toamnă la Iași se va organiza al treilea centru olimpic național după cele existente la București și la Brașov. Sigur, mai este centrul de excelență, este puțin altfel cel de la Vâlcea.
Este puțin, totuși, să vorbim de astfel de centre, dacă vrem să începem, cum spuneam în prima parte a emisiunii, cu, practic, cu baza unei piramide? Sunt puține 3 centre la suprafața României, din punctul meu de vedere. Și mă surprinde partea de Ardeal, doar cel de la Brașov, care este recent înființat și a fost înființat pe o dispută a Mariane Târcă. Ea este cea care a mutat centru, o parte din centrul de excelență de la Vâlcea la Brașov. Dispută Marienii cu Federația. Din punctul meu de vedere este puțin, mă bucur că vine înființarea clubului, centrului de la Iași și sper să facă unul cât de curând și în zona noastră. Naționala de handbal feminin sub 20 de ani, Vali, s-a întors cu bronzul, dacă nu greșesc, de la mondiale. Totuși am văzut destul de puține jucătoare din zona Ardealului. Chiar s-au terminat proviziile în zona noastră, resursele? Noi am avut o discuție pe tema asta. Nu cred că s-a terminat. Eu am urmărit tot campionatul. Din păcate, da, așa este. Avem foarte, foarte puține jucătoare din zona Ardealului. Ceea ce mă surprinde, pentru că înainte generația mea, generația după mine și înainte, precedentă generației mele, am fost foarte multe jucătoare din Ardeal. Pe noi se construia scheletul echipei naționale, ceea ce în ultimii ani nu se prea face. Refuz să cred că talentele din zona Ardealului s-au evaporat. Deci refuz să cred cu desăvârșire. Nu știu exact care sunt motivele pentru care nu sunt prezente jucătoare din zona aceasta la loturi, selecționate la loturile naționale. Probabil o mai multă implicare din partea antrenorilor. Probabil o mai... Nu știu exact. Când voi trece prin etapele care urmează, probabil voi ști mai multe. Rămânând tot la acest aspect, puțin aș vrea să discutăm despre handbalul din perioada ta și cel actual. Și aici aș vrea să punem puțin accentul inclusiv pe handbalul din Zalău. Pe vremea când jucai handbal, exista o grămadă de elemente de la noi, din Zalău, să spun așa, de pe plan local, cu care ne mândream. Zăloanii veneau parcă cu mai mult drag, cu mai multă dragoste la sală. Acum vedem, sigur, profesorul Tadic nu este un adept al jucătoarelor străine, asta a spus-o de fiecare dată și se și vede, nu avem străine. Avem însă, o spun din păcate, cu regret, avem jucătoare din multe alte zone ale țării, iar de la Zalău sau din zona Sălajului tot mai puține. Unde crezi că s-au pierdut aceste elemente? Revenind în spate, la pepiniera din Zalău, în afară de anul ăsta, când a fost promovată o portăriță, Adina Sabău, în rest, în ultimii ani, de la Țeții și Țurcaș, cred că nu a mai fost nicio jucătoare promovată la echipă, de la juniare la echipa mare. Bun, și aici putem vorbi de o multitudine de motive, cum spuneai. Bineînțeles. Mentalitate, tot părinților, ce vrei, da, pregătirea antrenorilor, modul în care se pregătesc copiii. Jucătoarele, da, era un șoc pentru ele în momentul în care veneau de la junioare, nu aveau niciun cantonament. Eu țin minte, acum fac o paranteză, țin minte, primul meu cantonament l-am făcut la 11 ani. Eram în clasa 5-a. Pentru mine nu a fost un șoc în momentul în care am venit aici și mergeam în cantonamente și știam cam ce am de făcut. Și asta este o metodă de adaptare. Este foarte greu un copil la 11 ani, mai ușor îl pliezi decât unul la 18, 19, 20 de ani. Să-l obișnuiești cu cantonamente, să-l obișnuiești cu anumite restricții, să-l obișnuiești cu o anumită viață, da? Este greu. Dacă continui de la 11 ani să urci în același mod, ți-e mai ușor. La 18, 19 ani nu-i mai schimbi stilul. Nu ai cum. Și de aici, cred că, mergând iarăși în jos, la piramida de care vorbeam de la selecție, juniare 3, juniare 2, juniare 1. De aici se pleacă, de aici nu mai avem jucătoare pentru echipa de la HC, de aici nu mai avem, cred că în ultimii ani nu am prea avut echipe, fete selecționate la echipa națională,
Dacă mă înșel, nici anul trecut n-am avut, numai pe Constantinescu a fost doar în pregătire și pe Puiu. Puiu și Constantinescu au fost doar în pregătire. Doar în pregătire, da. Dar nu au fost prezente la campionatul nici european, nici mondial, olimpiadă, nu avem nici o jucătoare selecționată, ceea ce Zalău în ultimii ani, când erau generațiile mele, eram tot timpul, două, trei, cel puțin, prezente în echipele naționale. De aici se vede, valoarea echipei a scăzut, da? Și consecințele se văd și în clasament. Se văd în tot. Se vede în spectatori, exact cum ai zis, se văd în spectatorii din sală, se văd absolut peste tot. Chiar mă întrebam când vom mai vedea oare o finală cum a fost acea de cu Lada Toliati, de Cupa EHF din urmă cu câțiva ani la Oradea, sala sporturilor. Nu știu. Vali, ce spui când? Nu știu nici eu. Este foarte greu să gândesc. Se gândesc până acolo și acea finală tot așa a fost făcută, tot cu bani puțin, tot cu jucătoare autentice, da, și s-a ajuns până în finala Cupei EHF. Nu știu, așa parcă în ultimii ani, Vali, nu mai merge nimic bine și spun chestia asta gândindu-mă la faptul că într-o discuție particulară cu președintele Consiliului Județean, Tiberiu Marc, și dânsul spunea practic acest campionat al Ligii Naționale de Handbal Feminin a, să spun așa, s-a transformat într-o competiție între primării. Vorbim aici de primăria municipiului București cu alte primării, primăria Baia Mare, care din păcate vedem echipa din Baia Mare unde a ajuns, primarul la fel este unde este, cu regret o spunem probabil. Nu știu, toate acestea nu sunt, să spun așa, o pată neagră pentru România la nivel de Federație Europeană. Faptul că o echipă cum a fost Baia Mare, vicecampioană, chiar și campioană la un moment dat, a ajuns să dispară de pe hartă. Harta handbalului european? Da. Astea sunt consecințele rezultatelor imediate, a ceea ce am vorbit în prima parte a emisiunii. Da, nu mă interesează cât investesc. Nu, cu toate riscurile, da, riscă pușcărie, riscă orice, riscă să aibă un rezultat imediat. Acestea sunt consecințe și nu avem cum. Și în momentul în care sunt implicați la conducere, la conducerea cluburilor, oameni care nu prea au habar de sport, nu prea au habar cum îi să crești, habar cum să construiești. Normal, că repede să aibă rezultat, să aibă reclamă, să aibă așa, dar sportul nu se face așa. Nici sponsorii nu mai vin, parcă, Vali. Cel puțin la nivel local a fost Silcotubu, a fost o grămadă, a fost IAIFO, practic armătura Zalău, echipa de fotbal. Acum avem câteva întreprinderi mari care, din păcate, în sportul de performanță nu doresc să investească. Nu știu dacă e din păcate sau din fericire, probabil au gândirea lor, au proiectele lor. Au gândirea lor, exact, au tactica lor de management, nu poți să te baci peste ei. Momentul în care a venit și a zis clar că nu este interesat de a sponsoriza sportul de performanță și el interesează doar sportul de masă, nu avem ce să... Nu, chiar n-ai ce să faci. Bun, dar în acest fel nu știu cât va mai rezista sportul de performanță. Mă refer la nivel național, să țină, să spun așa, pasul cu sportul din afară, atâta timp cât ajungem doar autoritățile locale publice să finanțeze, sau cel puțin în proporție de 90%. Potrivit proiectului, sigur. Probabil unele mai puțin și găsesc din sponsorizări din mediul privat. Dar atâta timp cât autoritățile locale sunt principalul finanțator al unui sport, a unei echipe, nu știu cât e de bine. Pentru viitorul sportului românesc. Și dacă se mai dă și legea, că nu mai au voie să plătească salarizări? Este clar că ne închide. Se pune lacătul. Vom pune pe rând lacătul pe fiecare sală. Și nu vom mai avea campionat, ne vom duce în lumea a doua, a treia a handbalului și acestea vor fi consecințelor unor oameni care gândesc din alte principii. Nici de cum din principiile sportului și nici de cum din principiile în care au fost crescuți. Bun, și atunci rămânem doar cu sportul de masă valid? Probabil că vom rămâne doar cu sportul de... Dacă se mai face și asta. Dacă se va mai face și asta. Dacă nu se va mai face... Vom băga medicamente noi, că vom deveni obezi, nu vom mai alerga, nu vom asta și
O să meargă foarte bine industria farmaceutică. În România o să aibă un succes nemaipomenit. Trebuie schimbat tot. Trebuie schimbat de la gândirea celor mici, începând și până unde vreți. Vorbeam în prima parte a emisiunii, Vali, despre câteva modificări pe care le-a adus președintele de deodată cu venirea, cu numirea, practic, alegerea lui la, în fruntea Federației. Știu că s-a făcut anumite modificări și din punct de vedere a antrenorilor, a modului în care obții acele licențe. Da, așa este. S-au făcut niște modificări. Înainte erau trei categorii de antrenori. Pe trei categorii erau antrenorii. Cum am terminat eu, terminai facultatea cu specializare handbal, ieșeai direct cu categoria a doua, mai aveai de susținut un examen, aveai categoria a treia și puteai să fii antrenor de ligă națională. Din păcate, acum, zic în păcate fericite, pentru mine din păcate, s-au schimbat, nu mai sunt, s-au pus cinci categorii. Cum am ieșit eu cu facultate și specializare handbal, era în categoria a doua, am susținut un examen anul trecut, unul va trebui să susțin anul ăsta în noiembrie. Cu două examene ajung să fiu pentru divizia A, antrenor. Pe urmă mai trebuie să aștept 4 ani de zile, adică să profesez 4 ani de zile. După 4 ani de zile susțin un examen, pot să fiu antrenor secund la ligă. Și după alți 5 ani de zile ca și antrenor secund la ligă, după un examen susținut, poți să ajungi antrenor senior, cum au numit ei, și atunci poți să fii antrenor de ligă națională. Adică mă pensionez și o să ajung antrenor senior. Exact asta am vrut să zic. Este o decizie total deplasată. Adică trebuie să treacă cel puțin 10 ani ca să poți, mai mult de 10 ani, ca să poți să fii antrenor senior de ligă națională. Da? Și nu mi se pare... Adică consider că jucătorii de handbal care s-au lăsat, da, și vor să continue în cariera de antrenor, sunt un pic defavorizați față de ceilalți antrenori care vin de pe băncile facultății. Termină facultatea la 23 de ani, da, urmează cursul, așa, la 33 de ani sunt antrenori de ligă națională. Eu, cum am lăsat de handbal la 34, trebuie să, de-abia la 45-46, pot să ajung antrenor de ligă. Dar astea sunt schimbările, trebuie să ne supunem, nu avem ce să facem, pentru că chiar îmi doresc să continui în cariera de antrenor, indiferent ce impedimente și ce va trebui să fac. E în calcul și varianta de a pleca, să spun, în zona ta natală, la Bistrița, și să-ți faci acolo, practic, o școală privată? Plecarea din Zalău mi-este un pic împiedicată acum, întrucât fetița mea este la școală, este clasa 6-a și nu doresc să o schimb și să o mut de la o școală la alta. Așa că deocamdată rămân pe plan local. Planurile mele de viitor, exact, nu știu care vor fi și ce oferte îmi vor apărea în viitor. Vali, mai avem câteva minute până la finalul emisiunii, timp în care vreau să discutăm puțin despre echipa națională. Ne-am calificat la Jocurile Olimpice de la Rio. Multă lume ne vede favoriți după bronzul de anul trecut. Cum vezi tu, practic, sau ce speranțe spui tu ca și una dintre cele mai bune jucătoare pe care le-a avut România în echipa națională care va pleca la Rio, în Brazilia? Speranțe și, adică, mai mult o dorință este. Îmi doresc să se câștige o medalie. Este bine pentru sport, este bine pentru handbal, este bine pentru oricare, fost jucător, actual jucător sau orice ar fi, este o mândrie. Din păcate, am unele sincope, ca să zic așa, mai ales după turneul din Norvegia. Nu știu exact dacă a fost o tactică a antrenorilor de a nu folosi pe Neagu. Am înțeles că a avut ceva întindere pe coapsă. Totuși, este destul de greu. Cea mai bună jucătoare, adică la ultimul turneu, înainte de Olimpiadă, ea să nu participe, ea să nu intre în cadrul echipei, să nu se formeze relațiile de joc, sunt anumite relații care trebuie să le formeze, să se simtă, să... Chiar nu am înțeles această tactică. După jocul practicat, în cele 3 jocuri pe care le-am văzut, nu-mi dau mari speranțe, sincer să fiu. Acum poate sunt eu mai pesimistă și... Dar nu a funcționat absolut nimic care să-mi dea încredere că da, este acest lucru care funcționează și pe el ne putem baza. Absolut nimic.
În grupă vom întâlni Brazilia, Spania, Angola, Muntenegru și Norvegia. Care sunt echipele, în opinia ta, care ne-ar putea pune cele mai mari probleme? În primul rând, Brazilia, care știu sigur că campionatul mondial trecut și l-a sacrificat pentru a construi echipa pentru Olimpiadă. Este declarația antrenorului dată pe IHF. În primul rând, Brazilia ca și țară organizatoare. Norvegia, care vine din campioană olimpică în titră, olimpică mondială europeană, care vrem noi. Spania, care este o echipă foarte descurcăriață, să zic așa, în momente critice, când crezi că a murit, atunci o vezi către sare și ies niște faze, are jucătoare foarte inteligente și ies niște faze și te scoate din situația critică în care ești. Muntenegru mai este o echipă, iarăși, foarte, nu este cu noi în grupă, dar este foarte imprevizibilă, mai ales că Bojana Popovici, am înțeles că s-a întors și o să joace. Este un mare plus pentru ele. Ar vrea să spun și România, dar exact cum am zis, după cele trei meciuri pe care le-am văzut, nu prea mi-a dat așa încredere, dar cine știe, poate a fost o tactică gândită de antrenori, poate Cristina își va reveni și va juca la potențial maxim și se pot produce surprize. Este chiar atât de dependentă valia echipa națională de Cristina Neagu? Din păcate, da. Din păcate, este foarte dependentă. La faza de, cel puțin pe faza de atac, la construcție, s-a văzut că este elementul numărul 1. Și totodată este elementul care leagă echipa și jucătoarele între ele și le dă foarte mare încredere. Bun, Vali, pune punct emisiunii din această seară. Eu îți mulțumesc pentru prezența în studio, îți urez baftă și sper, de ce nu, ca unul dintre elementele pe care le vom vedea sau cu care ne vom mândri peste 10 ani să fie de la școala Valeriei Motovna. Mulțumesc! Doamne ajută! Domnilor și domnilor, vă mulțumim că ați fost alături de noi și în această seară. Noi ne revedem săptămâna viitoare de la aceeași oră. Până atunci, rămâneți alături de programele Sălăjeanul TV. La revedere!